că în acest complex de împrejurări sunt câteva elemente care nu ne fac cinste astăzi, să zic așa, și vorbesc aici de desemnarea delegaților la conferința oficială, care nu sunt conform statutului Partidului Național Liberal. Și o să vă dau un exemplu simplu, care l-ar înțelege oricine. Conform hotărârii Biroului Național, criteriul de desemnare a delegaților este o sumă între procentele de la Consiliul Județean și procentul de la Camera Deputaților. Un argument, ăsta e 50% din criteriu, și celălalt criteriu este numărul de voturi ca medie între cele două alegeri, Consiliul Județean și Camera Deputaților. Mergând mai departe, ca să înțelegeți și dumneavoastră despre ce e vorba, o să încerc să fac o comparație între orașul meu și municipiul Arad. Mergând pe procente, ca să discut în aceeași ordine, orașul meu a fost mult peste municipiul Arad la procent. Luând calculul simplu din punct de vedere al numărului de voturi, vă spun că municipiul Arad a avut o medie de 18.000 de voturi și orașul meu a avut 2.000 de voturi ca medie. Pe aritmetica mea, și nu este doar a mea, este a lumii până la urmă, municipiul Arad ar trebui să aibă un maxim de 90 de delegați, ținând cont că INEU-ului i-a fost atribuit numărul de 10 delegați la conferința oficială. Astăzi vedem altceva în cifre, vedem că municipiul Arad are 166 de aleși la conferința națională. Și comparația aceasta am putea o face, până la urmă, cu toate localitățile din județul Arad, care nu sunt favorabile conducerii actuale a partidului. De aceea lucrurile astea trebuie să se rezolve cât mai repede. Trebuie să fie o competiție reală și onestă între colegi. Aici nu suntem dușmani, aici suntem colegi. Și până la urmă trebuie să formăm o echipă puternică, oricare ar fi rezultatul acestor alegeri. O echipă care să se definească pe valori reale, pe prietenie și pe o construcție administrativă de succes a județului nostru. De aceea vin alături de Eusebiu Pistu și fiți convinși că chiar dacă ne vedeți, continuăm gluma de mai devreme, chiar dacă ne vedeți doar doi astăzi, vom fi mult mai mulți. Așa încât eu sunt convins că vom câștiga alegerile în interiorul partidului. Îmi doresc succes. Se poate baza pe mine tot ceea ce înseamnă viața internă a partidului. Eu vă spun că nu o să candidez la biroul județean la nicio funcție, pentru că așa am spus de la început, sunt un tip principial și am spus că voi candida doar la președinția filialei. În varianta în care nu voi candida la președinția filialei, nu candidez nici la funcție de biroul județean. Dar asta nu înseamnă că nu voi fi implicat în tot ceea ce înseamnă ajutor intern, cu tot ceea ce pot să dau eu și echipa mea de la INEU și nu numai. Nu înseamnă că nu mă angrenez reconstrucția partidului, luând în discuție localitățile unde azi nu avem primari, luând în discuție unde avem doar puțini membri și sigur trebuie să câștigăm alegerile din 2020. Această reconstrucție nu va fi ușoară, va fi una care necesită foarte multă muncă. Eu cam atât am vrut să vă zic. Pot să spun că a fost o decizie grea, dar după întâlnire cu o parte din primarii Partidului Național Liberal, am luat și eu această decizie de a
aceste momente prin care trece Partidul Național Liberal, nu mă refer doar la nivel de județ, aici mă refer și la nivel de țară, cei care sunt aleși trebuie să fie aleși de baza partidului. Nu trebuie să fie impuși pe anumite funcții, ci să fie aleși de cei care vin din județ să-și aleagă conducător. Eu cred că această competiție va fi o competiție serioasă, va fi o competiție fără dușmanii, cum zicea și Călin, deoarece suntem o echipă. Eu candidez pentru a redeveni ce a fost Partidul Național Liberal în Arad. Adică să fim prima organizație de țară, să avem o relație pe bază de comunicare și respect cu toți membrii partidului și cu alegătorii noștri. În aceste momente vă dați seama că mie mi-a fost foarte greu să iau această decizie. Știți cu toții că de 15 ani, pot să spun, am fost alături de domnul Palma. 15 ani în care am avut realizări împreună. Aceste realizări pe care le-a avut Aradul, eu cred că s-au făcut într-o echipă unită. Nu s-au făcut de un singur om, sau nu un singur om își ia toate meritele pentru ce s-a făcut în Arad. Ceea ce s-a făcut în Arad de-a lungul timpului, s-a făcut și, vă repet, într-o echipă unită, într-o echipă de buni administratori și într-o echipă de politicieni care am luptat pentru județul Arad. Același lucru vreau să întâmple și de acum încolo, indiferent cine va ieși președintele partidului, trebuie să mergem împreună, trebuie să ne stabilim niște obiective și obiectivele sunt câștigarea alegerilor europarlamentare, unde sper ca Aradul să aibă un candidat în loc eligibil. Apoi vine o bătălie foarte grea, câștigarea alegerilor prezidențiale și peste 3 ani de zile, în 2020, avem alegeri locale și alegeri parlamentare. Pentru aceste alegeri trebuie să ne pregătim oameni de acum. Bătăliile politice nu se termină niciodată. Trebuie să ne recâștigăm locurile de parlamentari pe care le-am pierdut. Și cred eu, în continuare, trebuie ca toți, indiferent de funcția pe care o avem, să luptăm pentru județul Arad, să continuăm investițiile și să aducem alte investiții noi în județ. Eu cred că o să rămânem o familie unită și după aceste alegeri și cred și vă spun din nou că această familie trebuie să fie bazată pe respect și comunicare. Cam atât am vrut să vă spun, dacă aveți întrebări.